Bună seara, doamna Nica. Bună seara, domnilor. Sunteți angajat al Centrului de Resurse Educaționale Galați ca mediator școlar cu normă întreagă? Da, da. Sunteți angajat la primărie Tecuci ca mediator sanitar tot cu normă întreagă? Da. Aveți catedră limba română la școala 4 din Tecuci? Sau 2. Am câteva ore, da. Deci sunt doar niște palomnii, o să-l dau în judecată. Programul este flexibil, eu lucrez și sâmbătă și duminica. Câte ore aveți dumneavoastră la Buciumen, doamna Nica? Domnul, dar există unde vă puteți interesa și de unde puteți... Doamna, răspundeți de câte ore aveți, că după aia... Deci sunt doar 3 ore, domnule, 3 ore, o dată pe săptămână, 3 ore. Și la Tecuci? La școala din Tecuci? La Tecuci am 8 ore, da, deci pe 8 ore, vă dați seama, 8 ore pe săptămână. Știți că norma de profesor este de 18 ore pe săptămână? Domnule, tocmai de-aia. Bun. Știți că dumneavoastră având 8 și cu 3 fac 11 ore, adică mai mult de jumătate de normă? Da. Bun. Și dacă mai aveți... Aveți 60% dintr-o normă de profesor și mai aveți încă 2 norme întregi, conform codului muncii. Câte norme întregi poate un person... Domnule, faceți socoteală la săptămână, faceți socoteală tot săptămâna, include sâmbătă și duminică. Doamnă! Să vedeți dumneavoastră că eu îmi fac treaba, da? Domnul, nu am spus de orele de limbă română. Astea se fac... În timpul săptămânii. Bun. În școală. Și activitățile de mediator școlar... Care sunt activitățile acolo unde programul meu este flexibil. Deci eu pot lucra sâmbătă și duminică. Deci nu, dumneavoastră sunteți dezinformați. Nu sunteți dezinformați. Păi mă informez la dumneavoastră acum. Am văzut că loviți deja și în inspectoratul școlar. Am persoane bună seara! Dumneavoastră ne cereți să ne documentăm. Bună dacă seara. Vrem să ne documentăm la sursă, adică la dumneavoastră, vă punându-vă întrebări, ne refuzați cam orice răspuns. Vă refuz că nu e timp, mă enervați acum, da? Stați, doamnă, puțin. M-ați enervat. Numai puțin. Am înțeles. Aici era o problemă. Dacă dumneavoastră aveți 2 norme, una de mediator școlar și una de mediator sanitar, 8 și cu 8 înseamnă că dumneavoastră lucrați 16 ore pe zi. Corect sau nu e corect ce spun eu acum? Da, e corect. Perfect, bun. Și dacă mai aveți și încă 11 ore săptămânal de școală, înseamnă că aveți ocupată și ziua de sâmbătă plus jumătate din ziua de duminică. Și duminică. Și sâmbătă și duminică. Și duminica, în care parte a zilei vă duceți la ei? În prima parte a zilei sau în a doua parte a zilei? Mă duc în prima parte și după aia mă duc iar seara. Păi în prima parte nu-s la biserică, doamnă? Doamnă, stați puțin să ne înțelegem un lucru. Câte ore sunt trecute pe săptămână pentru o normă de mediator? 40. Perfect. A doua normă de mediator face 80, da? Da. Bun. Plus 17 ore, 97 de ore, da? Pe săptămână, corect? Care 17, doamne? Care 17? Care dragă? 17 de la școală, doamnă. 8 și cu 3, 11. Doamne, dumneata... Ok, 11. Doamnă, 11, numai puțin. Doamnă, vă rog frumos, 11, ok. Gata, nu sunt 17. Ok, sunt 11. 80 cu 11 fac 91, da? Da. Face 382 de ore peste, pe lună. Dumneavoastră aveți curajul să țineți așa ceva? Este ilegal după orice cod al muncii ați luat de la comuniști din coace. Nu asta e. 382 de ore pe lună când maximul posibil este de 100, cât este, doamnă? 196. Eu lucrez 12 ore pe zi. Da, la stat, vă dați seama, din banii contribuabilor. La stat.